Hotărârea de Consiliu Local care interzice circulația vehiculelor tracționate de animale pe domeniul public al municipiului Suceava a intrat în vigoare de luni 25 ianuarie. Actul normativ prevede că persoanele care vor fi depistate cu atelaje pe străzile municipiului Suceava vor fi sancționate cu o amendă de la 500 până la 1500 de lei. În plus, conform hotărârii de Consiliu Local, căruțele vor fi imobilizate pe domeniul public al municipiului Suceava până la plata amenzii. De asemenea, persoanele care după imobilizarea atelajului își vor lăsa caii în grija primăriei vor fi sancționate și pentru abandon de animale. În ultimele 30 de zile, primăria Suceava, prin intermediul poliției locale, a efectuat o campanie de informare cu privire la noua hotărâre. Începând de luni dimineață, odată cu intrarea în vigoare a noilor reguli, echipaje ale poliției locale au supravegheat intrările în municipiul Suceava. Până luni după amiază, polițiștii locali nu au depistat nicio căruță pe străzile orașului. Viceprimarul Lucian Harșovski a dat asigurări că intrările în oraș vor fi supravegheate și în zilele următoare.